Bună seara, ne aflăm în aeroportul din Dublin, Terminal 1, și așteptăm pe artiștii pe care îi veți întâlni mâine seară la Westmoreland Sports Center, la spectacolul organizat de Costi și Maria Grigor. Cum a fost călătoria? Ușoară, nu știu, am dormit mai mult, am dormit pe avion. Din câteva ori ați avut și o întârziere? Da, de vreo 20 de minute, dar principalul că am ajuns cu bine, nu? Câteva cuvinte pentru românii care ne urmăresc și care vor veni mâine, care vor fi alături de noi? Îi așteptăm cu drag mâine seară să petrecem o seară de neuitat și să fie frumos, să ne simțim cu toții bine, de-aia am venit aici. Exact. Mulțumim. Să vă distrăm. Mulțumim frumos și ne vedem mâine seară. Vă pup. Cum a fost călătoria? Puțin obositoare, dar eu cred că merită. Sunteți pentru prima dată în Dublin? Nu, am mai fost. Și cu ce gânduri veniți în Dublin de această dată? Păi cu gânduri frumoase și așteptăm românii să vină într-un număr cât mai mare la spectacol și sperăm să fie alături de noi, să le facem pe plac o seară de neuitat. Sunt sigură că așa va fi. Vă mulțumim, vă dorim o odihnă plăcută și ne vedem mâine seară. Vrem și noi, cu mare drag, da. Da, sunt pentru prima dată aici. Călătoria a fost plăcută, dar obositoare, pentru că am venit umat din Bucovina și drumul este cam lung. Am plecat azi la ora 6 de acasă. Câteva cuvinte pentru cei care ne privesc și vor veni mâine seară la spectacol și nu numai. Bine v-am găsit, dragi români. Abia aștept ca să vă cânt și sper ca să facem o seară de neuitat aici în Dublin. Mulțumim frumos, odihnă plăcută vă doresc și ne vedem mâine seară. Mulțumesc mult, cu drag.